Sufletul nostru îl preamărește pe Domnul. Sfințite sfințiile voastre, dragi seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși. Că sună mai departe vestea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care umple de speranță și bucurie inimile apostolilor și inimile noastre. Rând pe rând, femeile sfinte, apostolii, ucenicii, au avut bucuria experienței de a-L întâlni pe Iisus viu, de a se întreține cu El și de a se bucura. Așa au făcut toți apostolii, când L-au primit în mijlocul lor, ușile fiind încuiate. Așa s-a întâmplat cu Toma. Duminica trecută am ascultat acest lucru, când L-a întâlnit și El pe Domnul și s-a convins că este El. Așa retrăim astăzi întâlnirea celor doi ucenici spre Emaus, care, descurajați, descumpăniți, plecau din Ierusalim, L-au întâlnit și L-au descoperit la frângerea pânii și inima lor s-a umplut de bucurie. Întorcându-se repede la Ierusalim să spună acest lucru celorlalți apostoli și ucenici, cum am auzit astăzi la Sfânta Evanghelie. Despre această bucurie a întâlnirii cu Iisus, l-am ascultat pe Petru vorbindu-le celor din Ierusalim despre faptul că L-au răstignit pe trimisul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu L-a înviat. Același lucru ni l-a spus același apostol Petru în scrisoarea a doua pe care am proclamat-o astăzi. Întâlnirea cu Iisus care generează bucurie. Chiar dacă asupra lor au venit suferințe mari, încercări, tulburări, momente grele, chiar dacă au trecut prin Vinerea Mare și au trebuit să se ascundă, să fugă, atunci când L-au întâlnit pe El, viu, ei s-au transformat și au devenit martorii învierii sale. Ne aducem aminte de femeile sfinte. I-auzim mereu în aceste zile de bucuriei pascale pe ceilalți ucenici, cum am auzit astăzi pe cei doi, care, descoperind acest mare adevăr, n-au putut să tacă. Deci, iubiți credincioși, întâlnirea cu Iisus produce bucurie. Depărtează toate dificultățile, suferințele, face ca să avem curaj. Ne bucurăm să știm că despre acest mare adevăr al întâlnirii cu Iisus ne vorbește și Maica Domnului, cea care L-a primit în sânul ei, care L-a urmat, cea care s-a bucurat, ne-a spus atunci când L-a văzut viu și cea care a continuat împreună cu Ioan să vorbească și să dea mărturie despre El. Ne bucurăm să știm că acest lucru s-a întâmplat în toată istoria mântuirii de 2000 de ani, transmițând generație după generație acest măreț adevăr. Astăzi, la radio, Părintele Rector spunea că atunci când spunem Hristos a înviat, nu este un simplu salut, este un act de mărturie dat lui Hristos cel viu. Este o declarație de credință pe care veacurile n-au încetat să o fac. Este, de fapt, mărturia noastră prin vorbă,
care presupune mărturia noastră prin viață. Ne-am bucurat duminica trecută când Sfântul Părinte Papa Francisc a binevoit să ridice la demnitatea de sfinți ai bisericii noastre doi dintre marii martori ai lui Iisus Hristos cel înviat, care n-au fost scutiți de suferințe, de încercări, de probleme, dar care au rămas mereu în comuniune cu Iisus cel viu și pe care l-au mărturisit cu toată tăria. Iisus care l-a făcut, i-au făcut pe amândoi să se umple de mare bucurie și să dea lumii curaj. Ne amintim, cum ne spunea Sfântul Părinte, despre cei doi mari papi care sunt și ei la rândul lor o mare surpriză a lui Dumnezeu în timpurile noastre. S-a mai întâmplat ca așa recent doi papi să fie declarați sfinți. Pentru că, într-adevăr, viața lor a fost o viață de continuă legătură cu Iisus și de o mărturie rară. Ne aducem aminte de Papa cel Bun, care, sigur că în toată activitatea sa a căutat să facă vizibilă biserica printr-o iubire și o diplomație rară, care a știut să-L descopere pe Hristos în momentele grele, să-I apere pe cei ce se aflau în suferință și o făcea în numele Lui Hristos. Se spune despre El că a intervenit să apere mii și mii de evrei care urmau să fie eliminați, intervenind cu un suflet cu totul aparte, inspirat de Hristos, care a venit pentru pacea și mântuirea lumii, pentru înfrățirea dintre popoare. Se știe că a făcut asemenea intervenție și pentru copii din România pe care i-a salvat de la ardere și de la eliminare. Se știe că a trecut pe la București Sfântul pe care noi îl venerăm acum cu mare bucurie, Ioan al 23-lea. Dar mai mult știm de mare această descoperire și bucurie pe care am întâlnit-o în Ioan Paul al II-lea, care este Sfântul cel mai apropiat de noi, Sfântul care a pus piciorul aici, în România, Sfântul care nu uita niciodată de iubirea pe care poporul nostru a avut-o și o are pentru Maica Domnului. Ioan Paul al II-lea, cel care a știut să definească țara noastră, bineînțeles, biserica noastră, ca și grădina Maicii Domnului, cel care a știut să încredințeze Mariei toate. El s-a așezat sub ocrotirea ei, totuși tuus. Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, actualmente Sfânt, îl avem aici, cu propriul său sânge, în această relicuie pe care am primit-o de la secretarul său. Îl avem aici cu imaginea sa. Și sigur, alături de dânsul, îl avem și îl vom avea și pe Papa Ioan al 23-lea, cel care a trecut prin România și care a
influențat creșterea în credința noastră, mai ales creșterea în lupta pe care trebuie să o ducem noi pentru a ne apăra credința. Ambii, spune Sfântul Părinte în cuvântul său de duminica trecută, când i-a caracterizat cu puține cuvinte, într-un mod minunat, în fața celor câteva milioane de pelerini la Roma. Au fost preoți, episcopi și papi ai secolului 20. Au cunoscut tragediile acestui secol, dar nu s-au lăsat copleșiți de ele. Mai tare în ei era Dumnezeu, mai tare era credința în Iisus Hristos, răscumpărătorul omului și stăpânul istoriei. Mai tare în ei era milostivirea lui Dumnezeu, care se arată în aceste răni pe care El le-a purtat. Mai tare era apropierea maternă a Mariei în ei. În acești doi oameni contemplativi ai lui Hristos cel suferind și martir ai milostivirii, locuia o speranță vie împreună cu bucuria de nespus și glorioasă a învierii. Speranța și bucuria pe care Hristos înviat le dă discipolilor săi și de care nimeni și nimic nu poate să-i lipsească. Speranța și bucuria pascală, trecute prin despuiere, prin jertfire, prin nimicire de sine, apropierea față de cei păcătoși până la sfârșit, până la îmbrățișarea tuturor celor care suferă. Acestea sunt speranța și bucuria pe care cei doi sfinți papi le-au primit în dar de la Domnul înviat, și la rândul lor le-au dăruit din belșug poporului lui Dumnezeu, primind pentru aceasta recunoștință veșnică. Această speranță și această bucurie respirau în prima comunitate de credincioși la Ierusalim, de care ne vorbește Faptele Apostolilor, cum am auzit și astăzi. O comunitate plină de curaj, pentru că o comunitate l-a întâlnit pe Hristos cel viu. Imaginea conciliului pe care a deschis-o Sfântul Părinte Ioan al 23-lea, pe care a continuat-o apoi Paul al 6-lea. Această imagine este dovada unei iluminări particulare venite din partea lui Hristos. Aceasta este slujirea pe care cei doi, Ioan al 23-lea Sfânt și Ioan Paul al 2-lea Sfânt, o transmite mai departe în lumina învățăturii Conciliului Vatican al 2-lea pentru noi cei de astăzi. Nu vă fie teamă. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume, care ai înviat. Deci, iubiți credincioși, am ținut să readuc în amintirea noastră aici, în catedrală, aceste două noi imagini ale martorilor învierii, ale martorilor prezenței lui Hristos în zilele noastre. Am ținut să spun că sunt contemporani cu noi, că noi am trăit la umbra lor. Susțin că trebuie mereu să ne îndreptăm privirea spre ei ca spre cei care au știut, descoperindu-L pe Hristos, să-L facă cunoscut până la ultima suflare, până la sfârșit, ne pierzându-și niciodată speranța în Hristos. Și atât că astăzi, după puțini ani, sunt recunoscuți ca sfinți ai bisericii noastre. Îi cinstim cu bucurie și în catedrala noastră pe cei doi,
care n-au fost departe de noi, dar au trecut pe la noi, care trebuie să rămână în memoria noastră, ca cei care au continuat ceea ce a făcut, ce au făcut apostolii și ucenici, ceea ce trebuie să facem și noi. E bucuria lunii mai, bucuria Maicii Domnului lângă Iisus cel înviat. E bucuria care ne-o transmite și nouă și invitația de a spune și noi Magnificat, preamărește sufletul al meu pe Domnul, căci lucrul mare mi-a făcut mie și la tot puternic și numele Lui e sfânt. E invitația pe care ne-o face Maica Domnului să nu încetăm să-L preamărim pe Dumnezeu pentru darurile sale. Și desigur că este un apel al meu, al nostru, preasfințiturile, ale preoților noștri, către dumneavoastră, să admirăm această credință, această mărturie susținută de ocrotirea preacuratei Fecioare Maria în martorul nostru, în episcopul nostru Anton, pe care îl vom însoți în ziua de 17 mai, aici la noi, peste câteva zile, în acel moment al declarării sale de martor adevărat, martir al bisericii noastre și exemplu. Trebuie să fie o bucurie pentru noi, că încă o floare în calendarul bisericii noastre va fi prezentată în întregii noastre diocese, episcopul Anton. Ne bucurăm cu toții să ne pregătim pentru acest moment. Mai ales ne bucurăm să o facem însoțiți de Preacurata Fecioară Maria, cea care l-a inspirat, care l-a încurajat, care l-a susținut ca să-și dea viața pentru cel pe care el l-a iubit, pe care l-a mărturisit. Suntem invitați așadar să ne pregătim și noi, susținuți de rugăciunea Preacuratei Fecioare Maria în această lună, să dăm mărturie despre iubirea Lui, dar mai ales să dăm mărturie noi despre credința noastră și despre bucuria credinței noastre în înviere. La sfârșit, sigur că în această lună în care și noi, și eu ca episcop, am datoria de a îi mulțumi lui Dumnezeu pentru darul Sfintei Preoției a Episcopatului, avem această invitație ca să primim de la Sfântul Părinte binecuvântare specială. Așa cum știți, Sfântul Părinte ne-a primit miercurea trecută pentru a ne binecuvânta, pentru a binecuvânta icoana Maicii Domnului de la Cacica, coroana ei cea nouă. Ne-a încurajat că a merge mai departe în iubirea noastră și această binecuvântare o vom împărtăși la sfârșit tuturor celor care participă la această liturghie sau sunt uniți cu noi. Veți primi și o imagine cu noi noștri sfinți ca o amintire pentru a avea mereu speranță în Hristos cel viu, care nu mai moare, și ca o chemare de a-L mărturisi și noi prin viața noastră.